Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un ciclist african, Biniam Girmay, cred. Mă rog. Din Eritrea. N-am... Oare ce limbă se vorbește în Eritrea? Eritreană. Da, era fericit că era primul ciclist african care a câștigat și el o etapă din Turul Italiei. S-a urcat pe podium, a primit sticla de Prosecco și era... Asta se agită un pic, înțeleg, de către organizatori, înainte să fie frumos, nu să facă doar fâs. Și asta a fost și a tras cu dopul un ochi. Deci cum a făcut? El s-a plecat asupra ei ca ingenioșii care se uită pe țeava puștii să vadă dacă da. Mai au gloanțe. Avea. Poc și dopul l-a lovit în ochiul stâng. Cum mă, să te uiți în dop? Da, s-a uitat în dop. În dop. Păi nu se deschidea prea ușor și atunci s-a uitat să vadă ce se întâmplă. Deci dacă te uiți, atunci el se deschide. Întotdeauna. Adevărul că da. Dacă te uiți în țeava puștii, în dopul sticlei de șampanie, evident că se va întâmpla ceva. Dacă te uiți, nu te mai uiți. Da. Bă, nu e de glumă, săracul de el. I-a binețit ochiul, asta a fost. Și... Da, înțeleg că este pe margine un pic acum. În Eritrea se vorbește amharic. Scrie... Ce ai, mă? Imediat a venit, mă, n-ai, mă, cum să faci la noi. Deci imediat amharic. A venit răspuns. Există, avem un ascultător să ne spună. Este din Eritrea, studiază țara Eritrea sau a vizitat Eritrea? Sau poate e marinar? Eugen, ce e cu tine? Ce e cu tine, da? Ești astea. Marinar? De unde știi tu ce de amharic? Obiceiuri sunt prin Eritrea? Se mai vând pijamale în Eritrea? Am avut un prieten marinar care la sfârșitul anilor 80 s-a îmbogățit vânzând pijamale de-astea din magazine, de la magazinul Victoria, 50 de magazine într-unul singur. Așa, uh-huh. Aceea era supraproducție de pijamale. Pijamalele alea frumoase cu dungi, așa, mai satinate, nu știu din ce gen erau. Gen costum, așa, din două bucăți. Da, 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 da. Cum purtata ta, e? Cu buzunare. Buzunare, tot da, frumos, da. Nasturi, da. Albi, știi? Sau de aia de os, da, de ce frumos? Zici cum purtata ta e? N-ai purtat niciodată de aia? Nu, de aia n-am purtat. Niciodată, niciodată? Nu, n-am suportat pijamalele alea niciodată, dar asta e, nu le cumpăra nimeni. Pentru că îți cumpărai o pijama de aia odată, eu făceai cadoul tatăi și după aia gata, să trebuia câte pijamale să ai la casa, da, ta. Așa. Și era supraproducție de pijamale, așa că na. Și el a dus odată o pijamă, de asta l-a văzut un african. Era vaporean și a ajuns pe undeva prin Africa. Și l-a văzut un african și i-a zis, nu-mi vizi mie costumul tău? Și de ce nu? I-a vândut costumul, vindea cu baloții. Cu baloții, pijamale, pe post de costum, umblau africanii pe mijlocul străzii, frumos, prin sat, prin uliță. Mamă, ce tare, sunt, am costum din Europa. La costum. Da. Atenție. Moment. Stai puțin. Nu... Întrebarea e, cum a ajuns prietenul tău să-l vadă un african în costum, în pijamale? Da, mă rog, asta e, deja sunt detalii. Da. Se întindea pe geam. Așa. Da, deci am o precizare de făcut. Eugen ne-a indus în eroare. Mulțumim oricum pentru mesaj. Amharic se vorbește în Etiopia, nu în Eritrea. În Eritrea se vorbește Tigrinia. Cine ești? Am căutat eu pe Wikipedia. Știe internetul. Deci în Eritrea se vorbește Tigrinia, Kunama, Bilen, Nara, Saho, Afar și Beja. În niciun caz amharic. Ok. Ca să știți. Bine, m-am liniștit. Mâine la dublu sau nimic. Spuneți două limbi din Eritrea. Asta e comentariu. Mai ascultăm, nu mai ascultăm. Nu îl mai ascultăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.